Zâna florilor. Zâna florilor era o zână mică și frumoasă, cu părul auriu și ochii albaștri ca cerul senin de primăvară. Era tare veselă și vioaie. Pasiunea zânei era să vopsească flori. Avea o găleată cu vopsele și o pensulă fermecată. La căderea nopții, când toți se duceau la culcare, ea zbura pe cer în toate părțile. Își petrecea toată noaptea vopsind flori. Florile stăteau în sus drepte și așteptau cu nerăbdare până venea zâna să le îmbrace în culorile curcubeului. Nimeni nu știa că ea era cea care, în cursul nopții, le dădea florilor culori așa de frumoase. Într-o noapte, după ce vopsise florile sălbatice din centrul pădurii, ajunse la o grădină spălăcită, înconjurată cu un gard gigantic. Nu se vedea nicio floare. Zări o cabană stranie în mijlocul grădinii. Nevăzând nicio floare pe care să o vopsească, zâna florilor zbură mai departe. Se opri însă mirată. Parcă a suspinat cineva, spuse ea și se uită printre gard. Nu, zână, nu intra! Strigară florile sălbatice din afara grădinii. Aici locuiește o vrăjitoare căreia nu-i plac florile și nu lasă pe nimeni să intre. Dar suspinul se auzi din nou. Privind iar printre gard, zări o floricică mică și gingașă, dar care nu avea nicio culoare. Mă simt așa de singură, spuse aceasta plângând. Albinele și fluturii nu vin și pe la mine, pentru că nu sunt frumoasă. N-am niciun fel de culoare. Nu mai plânge, îți voi dărui eu culori frumoase, spuse zâna. Păși dincolo de gard, în timp ce florile o implorau să nu intre în grădină. Florilor, vreau să o ajut pe această micuță floare. E așa de tristă. Vreau să-i dau puțină culoare să o fac fericită, spuse zâna. Repede, vrăjitoarea încă mai doarme. Du-te și vopsește floarea înainte de a se trezi din somn, zise o pasăre ce stătea pe ramura unui copac. Narcisa a îngenunchiat lângă floarea cea urâțică și a început să o vopsească. Numai ce atinse floarea, când cineva o trase de picioare. Ce faci aici? Mormăi vrăjitoarea amenințător. Beata zână încercă să-i spună vrăjitoarei că a vrut doar să o vopsească pe floricica cea micuță. Ce? Să vopsești o floare? O să-ți dau eu vopsele. O apucă de aripi și o aruncă departe de floare. Apoi luă găleata cu vopsele din mâna zânei și le răsturnă pe cap. O, nu! Vopselele mele! Strigă zâna îngrozită. Tocmai atunci se întâmplă o minune. Din acei stropi de vopsea ce căzură pe pământ, răsăriră flori aurii. Toată grădina fu în curând cuprinsă cu flori galbene. Câteva picături ce ajunseră pe nasul vrăjitoarei s-au transformat și ele în niște flori. Vrăjitoarea care ură florile se supără tare rău. Ea nu putea să oprească florile să înflorească și nu-i plăcea nici deloc parfumul lor. Alergă furioasă spre căsuța ei, își împachetă lucrurile și plecă departe să caute altă pădure în care să se mute. Zâna era nespus de fericită, râdea și trecea repede printre flori cântând de bucurie. Florile, albinele și fluturii cântau împreună cu ea. După ce soarele a răsărit, micuța zână plecă înapoi în lumea basmelor.